Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre săptămâna ce urmează, adică perioada cuprinsă între 15 martie și 21 martie. Nu uitați să coroborați informațiile cu previziunile generale ale lunii martie, pentru că doar așa veți avea o imagine completă și cât mai clar. Acest material vine să completeze aspectele importante pentru fiecare zodie în parte. Săptămâna marchează începutul primăverii prin soarele care intră în berbec. Asta ne aduce ambiții personale și multe planuri de viitor. Pe 16, soarele face un sextil important cu Pluto la 26 de grade și asta aduce oportunități pe care nu trebuie să le ratați, trebuie doar să le vedeți. O să-l mai avem și pe Venus în tranzit prin berbec și asta o să aducă multă sensibilitate și multă motivație pe planul relațiilor personale, dar și în afaceri. Și o să mai avem și planeta Mercur, care intră pe energie de pești. Dar el este în cădere, adică nu-i place această poziționare. Și va aduce o comunicare specială, adică nu doar cea directă, ci și prin simțurile noastre. Adică ne va obliga să fim atenți la energiile și mesajele Universului. Vor fi mai multe mesaje subliminare decât de obicei și noi trebuie să le simțim, să le interpretăm și să acționăm după cum ne spune sufletul sau intuiția. Așa că astăzi vom analiza aceste poziții astrale importante, adică a Soarelui, a lui Venus și a lui Mercur pentru fiecare zodie în parte. Înainte de a începe prezentarea zodiilor, nu uitați de platforma Patreon, cea pe care eu postez zilnic materiale speciale, altele decât pe YouTube, și care vă vor ajuta enorm în dezvoltarea voastră spirituală. Acum să vorbim despre berbec. Tu ai nevoie de adaptare la schimbările survenite în viața ta. Ai nevoie să asimilezi noul, ca să știi cum să reacționezi. Toate calitățile tale native vor fi amplificate acum și o să te bucuri de multă încredere și de ambiție. Așa că urmați-vă obiectivele cu motivație și implicare și veți avea succes. În anumite relații parcă ai obosit și nu mai vrei să acționezi ca de obicei. Parcă te simți singur și de aceea te sfătuiesc să ieși mai mult în lume, să socializezi, pentru că sunt mari șanse să cunoști pe cineva potrivit ție. Dar Venus tranzitează în semnul vostru și vă deschide calea unor oportunități care vă amplifică energia de atracție, așa că profitați de asta. Trebuie să fii mai atent la bani și încearcă să ții o evidență clară a acestora, deoarece doar așa vei putea acționa corect în cazul unor dificultăți, fie un credit bancar neachitat sau o datorie către cineva. Această săptămână prezintă o oportunitate de a-ți îmbunătăți situația financiară printr-o investiție deșteaptă. Chiar dacă suma pe care ai investit-o nu va fi mare, curând, o să vezi, ea îți va aduce profit. Mercur, care tranzitează peștii, vă intensifică intuiția și vă oferă mesaje subliminale din partea Universului. Dacă vă analizați atitudinea, veți descoperi ce anume vă oferă beneficii și ce anume trebuie schimbat în a vă atinge obiectivele. Pentru Taur, pe relații vei avea tu multă activitate, adică unele persoane vor veni să te ajute, altele să te obosească, mental mai ales. Partea ta de sentimente trebuie reglată, adică vorbește despre acest capitol și descătușează-ți emoțiile. Poți avea parte de multă acțiune sentimentală dacă te mobilizezi un pic. În același timp, nu te izola, pentru că săptămâna aceasta poți avea multă acțiune și multă distracție. Întâlnirile romantice sunt favorizate și chiar promițătoare. Nu vei încheia săptămâna de unul singur, ci mai degrabă într-o companie plăcută. Aspectele astrale menționate la început de material activează sectorul spiritualității și al minții subconștiente. Intuiția și încrederea pe care o aveți în voi se intensifică. Ceea ce vă propuneți are mari șanse de reușită, deoarece sunteți foarte hotărâți și nimic nu poate sta în calea voastră. Banii nu vor fi o problemă. Veți avea suficienți
și coroborând cu informațiile primite, puteți lua în considerare unele investiții semnificative. Pe lângă asta, încercați să savurați la maxim această perioadă bună de împlinire, să vă bucurați de ceea ce primiți de la viață și de la univers. Venus în tranzit este pe sectorul lucrurilor neobservabile cu ochiul liber, iar voi sunteți mult mai receptivi la energiile din jurul vostru, ceea ce o să vă ajute să luați decizii strălucite. Mercur în tranzit este pe sectorul vostru social și vă inspiră să vă conectați cu cei dragi cu mult mai mult entuziasm. Ideile pe care le aveți sunt mult mai bune, iar faptul că le împărtășiți cu ceilalți o să ofere posibilitatea de a dobândi noi perspective și noi realizări. Gemenii, la voi! Statutul social este cel activat de prezența soarelui. Profesia este importantă acum și vei avea provocări, dar și reușite pe acest plan. Parcă ți-ai găsit un nou sens în viață, o altă motivație și acțiunile ți le vei baza pe acest nou plan. Îți dorești să fii fericit și vei acționa în acest sens. Te vei mobiliza și vei reuși să te stabilizezi financiar și mai apoi chiar să iei avânt pe acest plan. Mercur tranzitează în pești în sectorul statutului social și al idealurilor profesionale. Și asta înseamnă că vă determină să analizați și să schimbați planurile pe termen lung. Este o perioadă în care acumularea cunoașterii este foarte importantă pentru voi, mai ales că vă ajută și intuiția și știți exact ce și unde să cercetați. Nu este însă prea bine privitor la dragoste, pentru că aveți multe îndoieli sau întrebări care vă chinuiesc sufletul și vă fac să suferiți. Trebuie să știți că suspiciunile nu vor face decât să creeze un disconfort și mai mare, adică vor înrăutăți lucrurile. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este să vorbiți cu calm despre sentimentele voastre. Adică puteți să le exprimați, puteți să le scrieți într-o scrisoare, într-un carnet și veți vedea că se vor dezamorsa problemele reale. Rac, dragii mei, soarele va activa partea socială și cea profesională și va aduce ambiție la capitolele astea. Dar tu ai ceva probleme pe partea partenerială, adică niște probleme mai vechi ies la suprafață. Nu îți mai place să stai cu partenerul, parcă ești mai capricios decât de obicei, mai cărcotaș și nimic nu-ți intră în voie. Poate că un ego diminuat și mai multă înțelegere ți-ar face mult mai bine. Din punct de vedere material, vei avea noroc, adică săptămâna aceasta este plină de speranțe în ceea ce privește banii. O organizare fără cusuri și un management exemplar te vor duce tot mai aproape de succes. S-ar putea să primești o sumă neașteptată de bani, adică de acolo de unde nu te aștepți. Mercur tranzitează în pești pe sectorul expansiunii și al extinderii cunoașterii și îți amplifică substanțial intuiția și abilitatea de a dobândi informații și de a face cercetări benefice pentru progresul tău. Este o perioadă în care veți învăța multe lucruri noi, în care vă veți bucura de o menținere a motivației voastre la un nivel foarte ridicat și asta o să vă ajute foarte mult, o să vedeți. Leu. Soarele o să activeze expansiunea și cunoașterea. Totuși, emoțional, ai o stare proastă, parcă te-ai izolat de ceva sau de cineva și te complaci așa în situația asta. Lipsa voastră de timp și de concentrare pe alte probleme au adus tensiune în relații și asta se vede cu ochiul liber. Astrele însă sunt favorabile îmbunătățirii relațiilor voastre personale, dacă asta vă doriți. Așa că reinventează-te, dragul meu leu, oferă oamenilor o nouă șansă. Loialitatea este cuvântul cheie în această săptămână. Bucură-te de viață, trăiește-ți intens iubirea și lasă-te să fii fericit. Dacă ești singur, la jumătatea săptămânii apare o ocazie
de întâlnire cu cineva care îți va face o impresie bună. Așa că dragostea plutește în aer. Vor apărea și oportunități. Evoluția situației tale financiare constă în capacitatea ta de a sorta informațiile. Judecata ta nu este foarte grozavă, deoarece va fi influențată de opinia altor oameni. Săptămâna aceasta trebuie însă să-ți iei în frâu în ambele mâini soarta, viața, decizia și să nu te lași manipulat de promisiunile care ți se fac din diverse părți și de la diferite persoane. Venus tranzitează în berbec în același sector și vă oferă armonie pe parcurs ce lucrați la dezvoltarea voastră personală pe care nu trebuie să o uitați. Mercur tranzitează în pești și vă activează sectorul intim sufletesc și cel al transformărilor, ceea ce vă intensifică dorința de a face schimbări benefice în plan personal și veți fi înclinat să purtați conversații semnificative în același timp profunde. Fecioara, la voi soarele afectează sectorul intim și cel al transformărilor, așa că tu vei avea parte de provocări în relații, în parteneriate și, în general, în interacțiunea ta cu alții. Asta se va întâmpla tot din cauza voastră, pentru că v-ați scufundat într-un fel de delăsare, de retragere pe anumite planuri. Este un moment prost ales dacă veți vrea să vă retrageți de la un proiect sau de la cineva. Acum este de fapt timpul să vă bateți pentru ceea ce vă doriți. Venus tranzitează în berbec și asta vă intensifică nevoia de profunzime în conexiunile cu ceilalți. Așa că este bine să vă setați barierele emoționale, adică să stabiliți ce și cât vă implicați. Viața vă zâmbește. Meritați pe deplin toate lucrurile frumoase care se întâmplă în viața voastră. Așa că inspirați dragostea. Confortul financiar este asigurat și acest lucru oferă vieții o liniște bine meritată. Relațiile din viața personală sunt ceva mai bune și te ajută să evoluezi profesional, dar și financiar. La locul de muncă o să predomine armonia pe sfârșit de săptămână. Vei fi generos și vei primi dublu în schimb. Mercur tranzitează peștii și vă asigură și vă activează sectorul partenerial, ceea ce o să vă ofere o energie pozitivă în relațiile cu toți ceilalți. Acest tranzit vă ajută să aprofundați anumite relații și să vă atingeți obiectivele pe care le aveați în această zonă. Balanța. Soarele o să activeze sectorul partenerial la voi. Este o perioadă în care relațiile voastre înfloresc și o să vă bucurați de ambiția necesară de a coopera într-un mod constructiv cu alții. Colaborarea este într-o lumină pozitivă și o să reușiți să vă atingeți obiectivele planificate. Dar în această săptămână o să fii obsedată de control și nu prea accepți faptul că nu poți să deții toate frâiele vieții. Așa că multe persoane te vor enerva, te vor irita și te vor scoate din zona de confort. Rămâi însă țintită pe visurile personale, pe care nu trebuie să le lași să scape. Stimulează-ți libidoul și armonia conjugală, făcându-ți timp pentru tine și pentru relația în care ești implicată. Oprește telefonul mobil, televizorul, e-mail-urile. Adică, trebuie să câștigi un timp care ar trebui să transforme viața ta în niște momente de calitate alături de parteneri. Este foarte important. Adică povestea ta de dragoste este esențială pentru echilibrul tău. Așa că prețuiește-o. Pentru că Venus tranzitează în berbec în același sector și vă ghidează spre o mai bună relaționare cu partenerul de cuplu. Dacă ați dorit până acum să faceți un pas înainte, un pas ambițios în planul intim, acum este momentul să vă urmați inima. Material, balanța este foarte generoasă cu cei din jurul său în această săptămână și nu numai. Dar trebuie ținut cont că venitul nu este așa nesfârșit și trebuie să fiți conștienți de acest lucru. Nu vă abțineți să faceți cadouri celor pe care iubiți, dar atenție la cheltuielile prea mari, extravagante.
urmează calea înțelepciunii și, mai presus de orice, a responsabilității când vine vorba despre bani. Mercur tranzitează în pești în sectorul muncii și al sănătății și al stilului de viață și deschide calea unor schimbări benefice în rutina de zi cu zi. Ideile pe care le aveți în această perioadă sunt valoroase, foarte bune și aveți posibilitatea de a le pune în aplicare într-un mod și rapid și eficient. Scorpion, la voi soarele activează sectorul muncii, al sănătății și al stilului de viață. Este o perioadă în care ambiția vi se amplifică și sunteți pregătiți să puneți în aplicare cele mai grandioase idei și planuri pe care le aveți, cu un efort minim. Tu mereu ai privit problemele cu timpul, adică parcă niciodată nu-ți ajunge. Multe oportunități îți vor ieși în cale, parcă ai vrea să le prinzi pe toate, dar ești conștient că nu prea ai cum, așa că fă o selecție și găsește ceea ce este important pentru voi acum. Poate blocajul vine de la lipsă de organizare, așa că focusează-te și pe asta. O să întâlnești numeroase oportunități acum, pentru că ai muncit foarte mult și ai găsit un echilibru. Și în acest moment, rezultatul o să vezi, o să depășească toate așteptările tale. Provocarea este să recunoști ceea ce trebuie pus la îndoială, păstrând în același timp ceea ce corespunde cu adevărat aspirațiilor tale, adică să știi ceea ce vrei. Vrei să-ți exprimi personalitatea păstrând în același timp echilibrul relațiilor tale romantice și familiale. Îți poți evidenția punctele forte și îți poți defini clar așteptările sentimentale. Venus tranzitează în berbec în același sector și oferă o notă de sensibilitate în atitudine și în mod de abordare. Așa că o să vă determine să fiți într-o lumină benefică în fața celorlalți. Mercur tranzitează în pești și asta o să vă activeze sectorul armoniei, al creativității și al iubirii. O relație apropiată poate se va aprofunda, iar faptul că știți exact ce vă doriți în plan intim o să vă ajute să vă duceți relația exact acolo unde o doriți. Săgetător, la voi soarele activează sectorul armoniei și al creativității. Este o perioadă în care aveți o energie plină de entuziasm și sunteți conectați la latura voastră romantică, într-un mod însă mult mai profund. Acțiunile voastre sunt cu scopul de a aduce mai multă înțelegere între cei din jur. Aveți idei strălucite pe care le puteți pune în practică repede. Totuși, veți suferi și căderi emoționale și în acțiune de energie. Dar știți vorba aceea că ce nu te omoară te face mai puternic. Dacă ești într-un impas, trebuie să o spui cu voce tare, să-ți exprimi întrebările care te macină și mai ales să te planifici mult mai riguros. Doar așa vei rezolva problema. Nu trebuie să-ți faci griji. Săptămâna aceasta nu vei avea probleme financiare. Conturile tale sunt în regulă, dar ți se recomandă prudență. De asemenea, venitul partenerului tău este de un mare ajutor și va fi un plus financiar în bunăstarea familiei tale. Dacă nu ai chef să te întâlnești cu cineva, nu o face. Nu e mare lucru să refuzi. Săptămâna este liniștită, așa că profită de ocazie pentru a te odihni. Venus tranzitează în berbec în același sector și determină să îmbunătățești o relație apropiată. Așa că ești mult mai sensibil la energiile din jur, dar ai și ambiția de a atinge obiectivele pe plan personal. Mercur tranzitează în pești în sectorul casei și al familiei și vă amplifică mult comunicarea cu cei dragi. Așa că este o perioadă benefică pentru a purta anumite discuții care să aducă claritate asupra diferențelor aspecte pe care poate în ultima perioadă le-ai neglijat. Capricorn, la voi energia soarelui se canalizează pe casă și pe familie. Așa că tu îți vei găsi liniștea în familie între cei dragi. Încearcă să nu mai lupți cu îndârjire chiar pentru orice problemă. Mai lasă-le și în voia Universului, pentru că există și momente în viață, cum este acesta, în care trebuie să te odihnești.
așa că fii mai maleabil și mai flexibil. Astrele însă îți deschid noi uși spre o viață amoroasă, așa că vei fi înzestrat cu toate harurile. Afișezi o setă de cucerire și un entuziasm renoit. Dacă ești singur, așteaptă-te la o săptămână plină de emoții și dedicată în totalitate plăcerii. Acest lucru te va îndepărta de toate grijile profesionale și o să-ți alunge plictiseala. Este o perioadă în care atenția voastră va fi mult mai prezentă în plan personal și veți face cumva să aduceți un echilibru între profesie și cel în care vreți să vă distrați și să aveți confort. Venus transitează în berbec același sector și vă îndemnă să aprofundați relațiile cu cei dragi. Sunteți mult mai sensibili acum față de persoanele importante din viața voastră și descoperiți modalități de a vă preocupa mai mult de interacțiunea cu ei. Mercur transitează în Pești, pe sectorul comunicării, ceea ce vă amplifică talentele native, de altfel, de a vă activa energia mentală. Sunteți motivați să dobândiți noi informații valoroase care să vă ajute să vă atingeți obiectivele. Însă aveți ceva stres din cauza carierei, dar fără motiv, pentru că rezultatele vor fi unele bune. Te vei dezvolta profesional mult, iar acest lucru va veni și cu o creștere salarială. Flerul tău în afaceri va fi mare, așa că dacă ai ceva bani puși deoparte, este momentul bun să investești. Vărsător. Soarele activează casa comunicării la voi. Este o perioadă în care ambiția voastră este sporită și nimic nu vă poate sta în cale atâta timp cât dețineți informațiile necesare. La tine este vorba de fapt despre un proces de autocercetare a sentimentelor, a gândurilor, a dorințelor. Aici trebuie să vă rezolvați voi problemele. Sincer, nu este ceva ușor, mai ales când încrederea în tine este la minim. Poate familia, poate partenerul de viață, te vor ține pe linia de plutire. Ești într-o perioadă cu mult stres, dar trebuie să ai încredere că vine și o perioadă mult mai bună în care universul te va recompensa pentru efort. Venus tranzitează berbecul în același sector și adaugă o notă de sensibilitate în interacțiunile pe care le aveți. Probabil nu vă va face plăcere să aveți discuții prea superficiale și veți căuta profunzime în ele. În această săptămână nu veți obține rezultate financiare extraordinare, dar asta nu înseamnă că totul merge prost. O situație de reglat, un împrumut de returnat și aveți grijă la fiecare detaliu în parte fără a pierde vreodată din vedere obiectivele. Punctul vostru forte acum este pacea sufletească. De asemenea, o să vă axați pe grija pentru propria voastră persoană și pe satisfacerea propriilor dorințe. O să aveți un magnetism special care să vă aducă momente frumoase și potențiale admiratori. Mercur tranzitează în Pești și activează sectorul financiar și al valorilor materiale. Asta deschide calea unor oportunități pe calea comunicării, adică s-ar putea să descoperiți o idee sau o perspectivă strălucită care pe viitor să vă aducă bani, beneficii materiale. Pești. Soarele energizează casa financiară și a stabilității materiale. Este o perioadă în care vă concentrați asupra obiectivelor materiale și vă bucurați de ambiția necesară pentru a menține un curs strălucit al acesteia. Venus tranzitează în berbec în același sector și vă determină să vă înconjurați de persoane care au aceleași viziuni ca și voi. Adică este obligatoriu asta. Vă veți aprofunda relațiile care vă ajută să progresați și veți avea succes în rezolvarea unor anumite chestiuni urgente, doar așa, cu persoane care au același viziuni ca și voi. Pentru că tu, de fapt, ai o comunicare defectuoasă cu anumite persoane importante din viața ta. Problema ta este că nu vrei să vezi sau să accepți asta. Nu prea te armonizezi cu colegii de muncă, nu prea te faci înțeles ca idei și concepții de muncă și, în general, ai o atmosferă cam tensionată.
Acum, ai suficiente economii pentru a face tot ceea ce îți dorești. Inițiativele imobiliare sau profesionale sunt favorizate și acum poți face alegeri durabile datorită bazei financiare confortabile a acestui moment. Mercur tranzitează în zodia voastră și activează sectorul individualității, care o să vă amplifice inspirația, creativitatea și dorința de a trăi experiențe spre o nouă cunoaștere benefică pentru voi. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, sper ca informațiile să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube pentru a primi automat toate noutățile. Vă pup!